Proiectul se numește Educație pentru Performanță și are valoarea de aproximativ 9,3 milioane de euro, structurat în felul următor. 38,8 milioane de lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR fără TVA, 7,3 milioane de lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor eligibile și 14.000 de lei cu TVA sunt cheltuieli neeligibile necesare proiectului. Putem să spunem că este cel mai mare proiect în domeniul învățământului care s-a desfășurat la în municipiul Brăila cu bani europeni, iar beneficiari sunt 12 grădinițe, 18 școli și 15 licee, în care învață 23.823 de elevi și își desfășoară activitatea 2.127 de cadre didactice. Considerăm că este un număr impresionant al beneficiarilor și acesta este motivul care ne determină pe toți să ne unim pentru a demara cu acest proiect. Contractul de finanțare a fost deja semnat și acum urmează ca în zilele următoare, colegii la Direcția de Strategii, chiar dacă nu au această obligație, să facă un tutorial prin care să ajute unitățile de învățământ care nu au personal specializat în depunerea documentelor pentru organizarea licitației. Se vor moderniza prin acest proiect, și cifrele sunt iarăși impresionante, 743 de săli de clasă dotate cu echipamente IT. 706 săli de clasă dotate cu mobilier și materiale didactice. 81 de cabinete școlare dotate cu mobilier, materiale didactice și echipament IT. 38 de laboratoare de informatică dotate cu echipament IT. 29 de laboratoare de științe dotate cu mobilier și material didactic. 29 de laboratoare de științe dotate cu echipament IT. 6 ateliere dotate cu materiale didactice și 6 ateliere dotate cu echipamente IT. Constatăm, așa cum vedem, că dotarea aceasta este una impresionantă și ne dorim foarte mult ca procedurile de licitație organizate de instituțiile de învățământ să fie unele care decurg foarte bine, fără contestații, astfel încât să nu se piardă timpul absolut deloc și elevii să beneficieze cât mai repede de aceste dotări. O să mai fac mențiunea că dotările au fost alese sau stabilite în funcție de cerințele unităților de învățământ și aceștia au întocmit lista cu aceste dotări în funcție de necesitățile lor și ceea ce era eligibil prin proiect, iar primăria, prin colegii la Direcția de Strategii și echipa de proiect, au demarat mai departe această documentație și în Consiliul Local s-a aprobat forma contractului de finanțare și lista dotărilor respective.